Capitolul 113. În acest capitol și în alte câteva mici, vă povestesc cum, în gara Monte Carlo, mi-a venit un dor nespus de băltoacele din gara Piatra Olt și m-am pus pe plâns în hohote. Să vedeți. În primul rând, maicile ne povestesc viața din acea vară. 17 iunie, 77. De câteva zile, maica noastră cu Lino și Giorgio, soții de domnul Minante, care se interesează să ne găsească o casă, au văzut case și vile, dar nimic nu ni se potrivește. 25 iunie 77, cu mașina, maica noastră cu Giorgio, Sergiu și Vittorio au plecat la Settimo pentru a fi prezenți la profesia perpetua sorei Francesca. Giorgio era șofer nou. Sor Stefania și Lino la Roma. Lino pentru diferite angajamente. Seara un telefon de la Settimo. Maica le spune sorei Stefania și lui Lino să plece de dimineață spre Settimo. Deo gratias totdeauna. 26-a, sor Stefania cu Lino la Settimo, întâmpinați de toți cu bucurie. 29-6-77, plecarea de la Settimo la Roma. Maica noastră s-a întors la Settimo din Elveția la 8 dimineața și la 8 și la 10 se pleca la Roma. Sergio și Vittorio rămân în Settimo. 1 iulie 77, priveghere de rugăciune la Roma. 8 iulie 77, cu mașina, cu Lino și Giorgio, am mers la Profidelitate. A fost ultima zi din cele 5 în care au avut loc conferințe, fiind prezente în jur de 100 de maici și surori din 14 comunități. Fiți atenți aici. După amiază, părintele Urbani i-au intervievat pe Lino și pe Giorgio despre viața din România, motivul fugilor în Occident și despre modul în care se desfășoară religia catolică. Au avut aplauze calde și multe surori le-au cerut adresa pentru a invita să vorbească la cei tineri. Din păcate totul trece și a trebuit să plecăm cu mare regret de ambele părți. Această zi de exerciții spirituale a fost un adevărat examen, scriu maicile. 18 iulie 77. O familie română și o familie maghiară sunt toți peții noștri. Eu i-am pescuit pe stradă. Surorile din Saint-Louis s-au oferit două camere și noi ne ocupăm de mâncare. Cu cât aveți mai mult, cu atât primiți mai mult. Aceste familii așteaptă să emigreze în America. Sunt oameni serioși, politicoși, suntem bucuroși să facem ceva pentru binele aproapelui. Și iată ce am făcut. Pe 21 iulie, oaspeții noștri români și unguri au primit Sfântul Mir din mâinile Monseniorului Aloizie Tăutu cu mare bucurie și fervoare, sperând că alte familii vor urma exemplul lor. Asta tot la intervenția noastră, vorbind cu ei și le dându-se seama ce nu aveau din punct de vedere religios. 23 iulie 77. Părintele Garbolino a venit la prânz împreună cu doi seminariști polonezi pentru a conferi despre o vocație poloneză. Au făcut cunoștință cu Linu și Giorgio și cu cele două familii de refugiați. Și acum auzi. 25 iulie, mare bucurie și multă sărbătoare, în special sărbătoarea unor inimi fericite pentru căsătoria acestor două familii în Biserica Catolică din Vatican. Monseniorul Aloizie Tăutu, celebrant, și martorii, adică nașii Lino și Giorgio, cu maica noastră și domnul Roberto. Pentru că nu erau cununați religios, atunci fie maghiarii, fie românii, i-au cununat religios în Vatican. Prânzul a fost pregătit de cele două doamne cu o zi înainte, un fel de mâncare românească și un fel de mâncare maghiară, un gulaș minunat și porbă și sarmale. Și asta cum știau ei să facă? Monseniorul Aloizie Tăutu, signorina Cocoș, un părinte capucin, capelan al refugiaților maghiari din Latina și Trieste, au cântat, au jucat și au dansat cu atât de multă bucurie. Lino a cântat la vioară. Ziua s-a încheiat la 22 seara cu cântarea Salve Regina. Urarea monseniorului Tăutu și a noastră este ca aceste familii să trăiască totdeauna unite, senine și să dea un exemplu bun altora. Au plecat în America, dar nu înainte de a ne face multe și frumoase fotografii.
28 iulie 77. Intenția era să mergem cu oaspeții noștri la audiența generală a Sfântului Părinte, dar în ultimul moment am rămas singure și fără bilet. Ne-am alăturat unui grup de pelerini și după ce am trecut de 4 puncte de control, am intrat în sala de audiențe foarte aglomerată. Ele. Și acum completez eu. Reîntoși la Settimo, la casa noastră de vacanță, Gigi s-a adâncit, readâncit în munca misionară a maicilor, care organizau pelerinaje și întâlniri săptămânale și lunare în spiritul Fecioarei de la Fatima. Iar mie, maicile, toți pe consolare, mi-au oferit misiuni în afară cu novicele și amicele lor din congregația Maicii Aurelia din Cuneo, care m-au invitat cuvioară cu tot de la 1 la 14 august să țin exerciții spirituale la tinerile lor aspirante în cabana lor de la munte, la Sestrier. Acolo am regăsit frigul plăcut, peisajul și atmosfera de verde și religios a bisiței mele din Vâlcea. Dar comparația îmi făcea mai mult rău. Munții erau mai golașcă și mai înalți, deci verdele era mai puțin verde, apa mai puțin apă, pietrele mai puțin pietre. Și așa, că știi, de 25 de ani de la fugă eu am preferat peisaje care nu se asemănau deloc cu bistița. Acolo nu aveam nostalgii, nici nu mi se redeschideau răni prea adânci. În cele 14 zile de slujbe, acolo era un preot tânăr, sosit cu un grup de laici, care participau și ei la conferințele mele, fete, băieți. Entuziasmul reciproc a atins culmi care mi-au consolat multe dureri și deziluzii. Fetele ascultau cu ardoare și cu un spirit ironic, deschis, glumesc și serios, pledoariile mele despre nostalgia paradisului, având eu încă în minte paginile luminoase ale lui Nichifor Crainic citite în secret la București. Despre castele indiene care se potrivesc de minune temperamentelor noastre, despre misterul numerelor biblice de la 1 la 14, și între un calambur și altul, între o horă și o sârbă, amestecate cu canțonete napoletane, cu vioara mea și chitarele lor, am parcurs toată teologia ortodoxă, catolică și protestantă care atingea viața noastră de zi cu zi. Iată maicile. 31 iulie. Maica noastră și sora Stefania, împreună cu seminaristul Lino, au plecat la Torino. I-au lăsat pe oaspe și pe Giorgio la Roma. Lino, la 2 august, pleacă la Pinerolo, unde susține un curs de conferințe pentru călugărițe pe tema comunismului ateist. În timp ce surorile se odihnesc, se instruiesc și agonisesc experiență, gata să răspundă la orice întrebare cu privire la această problemă. Apoi Lino va vorbi unui grup de fete. În ziua de 3 august, maica și sora Stefania pleacă la Fatima. De la Torino la Zurich cu trenul, de acolo la Fatima pe calea aerului. Giorgio, pe 6 august, pleacă la San Remo, unde vorbește tinerilor tot pe tema comunismului ateu, așa că ne separăm făcând mereu voia lui Dumnezeu. Ce consolator a fost acest timp, această perioadă în care am putut predica. Gândiți-vă că nu eram nici diacon, nici preot. Poate am făcut mai mult atunci decât după. Întors acasă, la maici, m-am bucurat și eu de bucuria lui Gigi. Vizita tantei Caliopi Lazar, mătușa lui, din a cărei casă din București am plecat amândoi pe drumul fără de întoarcere, cu 2 ani în urmă. Ne-am fi mirat chiar din destul cum a putut obține viza tocmai o mătușă a unui trădător de patrie și popor, fugar și dușman al patriei socialiste. Dacă dânsa nu ne asigura că totul se datorește starețului duhovnic, care avea legături puternice la organe, care permiteau călugărilor protejați de el și prietenilor recomandați de el să-l însoțească peste tot unde el însuși ieșea, de la Athos la Ierusalim și prin Italia de câte ori voia. Și apoi ea nu purta numele nepotului, nici nu locuia la Constanța, deci să mai putea. Mai târziu, când nu mai era nevoie, am înțeles că lucrurile nu erau chiar așa de simple. Dar să nu anticipăm. Nu ne-a prins bine cunoștința mătușii Caliopi cu maicile noastre. Ba chiar foarte bine. Și vă voi povesti imediat de ce. Dar întâi, să ajung la capitolul 114, pelerinaj în Spania și Portugalia. Merg la Fatima de unul singur. Ce aventură! August 1977. Deci, m-am reîntors din munte, fericit acasă, la Settimo.
plin de cadouri și de bănișori. Îi număr. Adunați la economiile mele, plus cât îmi dădea maica Lodovica, ori de câte ori plecam undeva, era o mică și dulce comoară, care mi-a inspirat un gând sinistru. Să plec în lume, măcar pentru o lună. Să dispar, romantic. Mă simțeam supărat de inerția tuturor față de hirotonirea noastră. Și parcă voiam să mă răzbun, ca văcarul păsat. Deci, făcând pe misteriosul, am pornit singur în lumea largă, repetând eu călătoria la risc pe care o făcusem tot singur în 1973 din Republica Socialistă România în Ungaria, Cehoslovacia și Polonia. Și apoi cu Gigi aceeași călătorie în vederea fugii. Plus mare excursie buclucașe din vara lui 76 pe care am povestit-o. Acum însă Gigi părea plictisit și sceptic, nu îi ardea de aventuri. Mi se părea că trecuse deja prin cam multe din ele, prefera pelerinajele aranjate, curate, sigure cu maicile. Avea dreptate el, deși eu m-am cam bosunfle. De aceea am plecat fără să spun nimănui unde mă duc, deci nici lui. Nu sunt un pasionat al pelerinajelor. Acum chiar nu mai sunt deloc. De parcă urmez fără să fi știut pe Sfântul Grigore de Nisa, care a și scris contra lor. Dar recunosc că fiecare pelerinaj marian realizat de mine o singură dată mi-a și dat o realizare majoră a vieții. Częstochowa mi-a dat fuga și Occidentul. Pelerinajul la Lourdes din iunie 76 mi-a dat pe pater Iosef Stimfle. Acum mi-am pus în gând să iau la picior peninsula iberică toată, ba să și trec în Marocul spaniol ca să știu cum sună pământul Africii sub picioarele mele. Dar încoronarea rătăcirii mele prin vestul de sud al Europei era Fatima. Să ajung la Fatima, să plâng acolo, până ce Domnul se va milostivi și ne va deschide bariera pusă de dușmani hirotonirii noastre. Am pregătit o carte voluminoasă despre acest pelerinaj, plus altele realizate acolo. Cărțile mele despre popoarele pe care le vizitez le pun alături de cele ale contelui de Kaiserling, ca să fiu modest. Cu diferența că ale mele încă nu sunt publicate, ci nici scrise complet, ci sunt notate pe caiete și în gând. Taina reușitei călătoriilor mele era aceeași. Mă bucuram de ospitalitate gratuită a preoților, mănăstirilor sau a prietenilor lor. Mâncam cele mai ieftine lucruri luate de prin alimentare. N-am trecut niciodată pragul unui restaurant, al unui bar sau al unui hotel. Deci de fiecare dată mi-au ajuns bani pentru tren, autobuz, metrou, tramvai, muzee, librării, pentru texte rare. Cele 20 de zile de drum prin peninsula lui Calderon și a lui Salazar mi-au oferit bucurii nesfârșite, haruri, ba chiar minuni. Iată două dintre ele. La frontiera între Portugalia și Spania, polițistul nu m-a lăsat să trec înapoi fără viză dublă. Eram cu pașaport de refugie. Deci am pierdut trenul meu și mai rămânea unul de lux, doar cu clasa întâi. Mă cam costa diferența. Șeful de tren nu numai că m-a lăsat să călătoresc, ci m-a invitat cu devoțiune într-un compartiment de unul singur, dar numai când i-am spus că sunt seminarist. Și a doua, la Fatima spre final, mi-am dat seama că mi se terminaseră banii. Nu calculasem bine, exagerasem, poate. Stăteam pe o bancă în capela Sfântului Sacrament și spuneam Fecioarei Maria, inspiră-mă, la cine să mă împrumut? Nu mai făcusem niciodată. Oh, la vremea aceea nu era Western Union și toate astea. Totul am cerut la oameni, afară de bani. Un minut a trecut după ce m-am rugat și hop, cine se așează lângă mine, se așează Herr Setzdegen, șeful armatei Blue Azura, care din Basel, unde locuia și unde ne primise cu atâta sârg, tocmai sosise și el în pelerinaj în această opusă parte a Europei. Nu, asta nu se poate. Așa coincidență mai rar. Și la un minut după rugăciunea mea, în acea capelă, o fie mică lumea, dar nici chiar așa. Nu numai că mi-a dat bani exact cât am cerut și pe care i-a numărat cu sârg elvețian, dar când la Roma am vrut să-i înapoiez, mi-a refuzat zicând să fie pentru hirotonirea voastră. Excepțional.
a avut gura aurită, căci la o săptămână după eveniment am primit vestea cea mare. Desigur, aceste gânduri numai Fatima le putea da. Dar despre Spania, ce să zic? Pășeam pe pământul ei cu recunoștință, nu doar pentru Sfânta Tereza sau pentru Lope de Vega sau pentru Francisco Franco, pe care, oricum, generalisimul, îi iubesc, ci pentru minunata Sarita Montiel, care prin filmele ei, prin muzici și artă, plus frumusețe, mi-a dat ghes de mic copil spre lumea catolică și apoi spre biserica ei. De Sarita se îndrăgostise, întreaga Românie se îndrăgostise, căci doar prin filmele ei mai vedea și lumea noastră o viață normală. Putea ea să știe, Sarita Montiel, putea să știe ce a trezit în sufletul unui copil de 10 ani de la Râmnicu Vâlcea? A trezit dorința pentru lumea catolică, occidentală și liberă. Am mai spus, înainte ca Iisus Euharistic să-mi ceară să devin catolic, a fost Mozart, Haydn, Schubert, cu misele lor nemuritoare și Sarita, cu frumusețea și tangourile ei, plus castelele din filmele franțuzești, care mi-au modelat sufletul în acest sens. Mari sunt și misterioase drumurile lui Dumnezeu. E, și acum, la capitolul 115, să vă povestesc cum mi-e dor de Piatra Olt și plâng în Hohode. Și totuși acest pelerinaj a început cu un fenomen de absurdă nostalgie. Mă apropiam cu trenul de Monte Carlo, din Italia, nu? Monte Carlo, Principatul de Monaco, visul meu de o viață și numai al meu. Inspirat toma de cafe concert al marelui Grigoraș Dinicu, pe care l-ascultam de mic copil, Souvenir de Monte Carlo. Eram așa de mândru că puneam piciorul pe acest pisc al civilizației și al bogăției părinților noștri. Și de fapt, m-am coborât din tren o clipă să ating pământul binecuvântat al celui mai elegant principat. Dar în clipa în care am privit măreața și luminoasa gară plină de toate splendorile pe care Europa noastră de Est, ocupată de barbari, le pierduse de decenii, mi-a venit în minte gara Piatra Olt. Cea mai murdară și mai anostă gară din viața mea, unde schimbam trenul de la Râmnica să ajung la Craiova la seminar și unde așteptam legătura ore întregi mâncând de Eugenia și plângând după scumpii mei bunici. Ei bine, mi-a venit un dor așa de devastator de Piatra Olt, de clădirile acelea ce păreau grajduri și de bălțile cu noroi prin care te suiai în tren, că m-a năpădit un plâns în Hohote. M-am suit din nou în tren, mi-am lipit nasul de ferestre, dar nu vedeam nimic de lacrimi. Plângeam aproape urlând și îmi spuneam, ești nebun, ești nebun, și ce dacă? Bălțile din Piatra Olt mi se păreau sublime. Monte Carlo era banal și Coasta de Azur un nimic în comparație cu lanurile neîngrijite de pe la Caracal. N-am văzut nimic până la Barcelona.